Horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei Berbec. Astăzi nu tratați rănile și zgârieturile cu superficialitate, deoarece s-ar putea să suferiți de o infecție. Ar trebui să stați departe de proiectele ce nu par avea un viitor, chiar dacă ideea în sine vă încântă. Nu mai puteți acționa doar în baza sentimentelor, în special atunci când vine vorba de carieră sau de investiții. Prietenii vă vor propune o ieșire în oraș, o călătorie spontană, însă bugetul vostru ar putea fi afectat de acest lucru. Încercați să evitați excesele. Ați putea să alegeți o sumă de bani fixă pentru seara aceasta. Astrele anunță o perioadă bună pentru viața de cuplu. Taur. Este posibil să vă confruntați astăzi cu emoții puternice, deci încercați să nu vă faceți planuri de viitor sau să luați decizii importante doar în baza instinctelor voastre. Veți fi foarte răbdători cu cei din jur și veți fi gata să le iertați greșelile, chiar și atunci când scuzele nu par a fi sincere. S-ar putea să aveți parte de anxietate în ceea ce privește bugetul vostru, mai ales dacă nu veți fi foarte atenți la cheltuieli și chiar dacă câștigurile financiare sunt bune. În schimb, nu lăsați datoriile neplătite prea mult timp. Vremea bună este un prilej pentru a petrece mai mult timp în natură și pentru a găsi un hobby ce presupune mișcarea în aer liber. Gemeni. Lipsa unei direcții concrete pentru cariera voastră s-ar putea să vă frustreze, iar încrederea de sine va avea serios de suferit. Este posibil ca astăzi să vă găsiți un hobby asupra căruia să vă puteți îndrepta atenția, ceea ce ar putea să vă distragă de la stresul de viață zilnică. Uneori presiunile prea mari care se exercită asupra voastră se pot dovedi copleșitoare. Încercați să fiți mai sinceri cu copiii atunci când sunteți nevoiți să le interziceți o activitate. Un exemplu personal îi poate ajuta mai mult decât o lecție generală, așa că vorbiți mereu din propria experiență. Se anunță dificultăți în relațiile cu prietenii, așa că încercați să stați departe de bârfe. Rac. Astăzi, dacă veți avea ceva mai mult timp liber, încercați să-l petreceți împreună cu familia. Vă așteaptă o perioadă agitată la locul de muncă, așa că trebuie să aveți un loc unde să vă refaceți mereu forțele. Se va ivi oportunitatea de a încheia un conflict cu un prieten. Dar s-ar putea să nu fiți prea deschiși unui compromis. Țineți cont de faptul că cineva trebuie să facă primul pas. Nu amânați responsabilitățile, cum ar fi plătirea facturilor sau repararea unui obiect în casă, deoarece acestea se vor înmulți și vor deveni o sursă de stres. Ar trebui să vă relaxați mai des, deoarece ați acumulat multă tensiune în corp. Leu. Astrele anunță o perioadă dificilă pentru viața de cuplu, în care s-ar putea să aveți o revelație nu prea plăcută. Aveți așteptări prea mari de la partener și vă deranjează atunci când acestea nu devin realitate. Dacă nu reușiți să ajungeți la un compromis, este posibil ca relația să ia sfârșit. S-ar putea să vă estimați greșit rezistența la efort, în special atunci când lucrați, în timp ce temperaturile sunt foarte ridicate. Fiți prudenți sau riscați să vă răniți. Astăzi veți avea în sfârșit ocazia să vă relaxați. Nu faceți planuri pentru seara aceasta, deoarece un prieten vă va contacta. Fecioară. S-ar putea să vă puneți în plan o renovare sau o schimbare importantă în locuința voastră, însă bugetul vă cam stă în cale. Aveți grijă cui îi cereți sfatul, în special dacă e în legătură cu o problemă delicată. Astrele prevăd o relație ce s-a răcit și o intersectare de interese diferite. S-ar putea ca astăzi să preferați un mic dejun dulce în locul unui suc de legume și o zi pe canapea în locul alergatului în parc. Meritați o pauză, așa că profitați de această zi pentru a vă satisface mofturile sau obiceiurile mai puțin sănătoase. Încercați să evitați grupurile mari de prieteni, deoarece veți prefera evenimentele relaxante. Balanță. Sunteți exemplul încrederii de sine pentru cineva drag, chiar dacă acest lucru pare imposibil. Încercați să le oferiți un sfat persoanelor apropiate atunci când au nevoie de susținere și nu vă lăudați cu propriul succes. Acest lucru nu ar putea să-i ajute. Este posibil să realizați că nu sunteți pregătiți pentru o relație serioasă, însă situația cu partenerul se îndreaptă spre această direcție. Va trebui să fiți sinceri cu privire la dorințele voastre. S-ar putea să vă confruntați cu stări de oboseală și amețeală, iar acest lucru poate fi cauzat de un stil de viață nesănătos și prezența stresului. Încercați să dormiți mai mult și să mâncați sănătos.
Scorpion, astăzi ar trebui să încercați să fiți mai înțelegători cu cei din jur, însă trebuie să aveți în vedere faptul că veți fi predispuși conflictelor. Dacă ați investit recent într-un obiect valoros, acesta ar putea să prezinte o problemă tehnică. Însă, din fericire pentru voi, aveți garanția la mână. S-ar putea să suferiți de dureri, de glezne sau încheieturi. Sunteți mult mai fericit atunci când urmați propriile gusturi și nu ceea ce este în vogă. Continuați în felul acesta și nu veți avea probleme. În schimb, ar trebui să fiți deschiși sugestiilor oferite de prieteni pentru schimbări pozitive în viața voastră, cum ar fi o nouă destinație de vacanță. Săgetător. S-ar putea ca astăzi să mergeți la cumpărături cu cineva drag, în special dacă bugetul o permite. Bucurați-vă de ziua liberă pentru a vă satisface mofturile și pentru a socializa mai mult. Este posibil ca o problemă de sănătate să-și facă din nou apariția, ceea ce ar putea cere un nou tratament. Consultați un doctor pentru o nouă abordare. S-ar putea să fiți mai neîndemânatiși decât de obicei, în special în bucătărie. Scoateți șorțul sau optați pentru o cină în oraș. Astfel veți putea evita un accident. Ar trebui să vă pregătiți pentru o perioadă agitată, în special la locul de muncă, dar și în viața personală. Capricorn. În general, vă bucurați de susținerea prietenilor atunci când treceți prin momente dificile, dar de data aceasta s-ar putea ca loialitatea unui din prieteni să vă surprindă. Dacă v-ați simțit stresați în ultima vreme, este posibil ca timpul liber să nu fie petrecut într-un mod care să vă relaxeze. Încercați să ieșiți în oraș mai des și să socializați cu cei dragi, cum ar fi la un film, la o piesă de teatru sau doar la o plimbare. S-ar putea să intrați în conflict cu cineva din familie, deoarece veți dori să vă exprimați opinia în legătură cu un subiect delicat. Atâta timp cât acționați diplomat, conflictul se va rezolva. Vărsător. S-ar putea ca cei dragi să vă critique pentru faptul că nu depuneți efort atunci când vine vorba de relațiile voastre, de orice natură ar fi ele. Încercați să nu fiți alături de aceștia atunci când au o problemă, deoarece acest lucru stă la baza oricărei relații sincere. S-ar putea să dați astăzi peste o sumă de bani, cel mai probabil de la un prieten care vă va plăti o datorie. Veți avea probleme cu digestia și s-ar putea să fiți predispuși durerilor de stomac, așa că evitați mâncarea grasă. Dacă vă pregătiți în acest weekend pentru prezentarea unui proiect sau a unei idei, trebuie să aveți mai multă încredere în propriile aptitudini. Pești. Tindeți să suferiți atunci când imaginația voastră nu se suprapune cu realitatea. Nimeni nu spune să nu fiți optimiști, însă în egală măsură. Este necesar și o doză substanțială de realism. S-ar putea ca astăzi să fiți descurajați atunci când ceva nu se desfășoară în felul în care v-ați propus. Relațiile voastre vor fi un motiv de stres, în special cea cu partenerul. Evitați să-i dictați partenerului ce să facă. Obișnuiți să vă gândiți mai mult la un potențial scenariu în loc să trăiți în moment, iar acest lucru vă afectează viața de cuplu. Dacă ați renunțat în ultima vreme la un obicei sănătos, va fi greu să reveniți pe calea cea bună, dar nu și imposibil. Faceți cheltuieli cu mai multă prudență. Horoscop zilnic.